Mai întâi și de toate, înainte de a bate din palme, trebuie să bateți din suflet. Adică, semnificația acestor cântări este de fapt o altă evanghelie, dar exprimată literar și folcloric în ce? În cuvintele și în melodia sufletului poporului român. Oriunde v-ați duce, sau dacă ați fost vreodată atenți, fiecare popor are specificul și modul lor de a trata sărbătorile Mântuitorului. La român a rămas balada, doina, cântecul și, dacă vreți, cântecul religios sau colindul. Ce au făcut acești băieți nu este altceva decât o reînvigorare a momentului și a clipei duhovnicești din noaptea în care îngerii cântau în cer și au venit la păstori și le-a spus: vi s-a născut un împărat mare. Același freamăt pe care îl aveau îngerii când zburau prin cer și se veseleau că se împacă cerul și pământul, cum spune maestrul Colind, care spune: cerul și pământul în cântec răsună, îngeri și oameni cântă împreună. Iată că și ei n-au făcut altceva decât, ca și magii de la Betlehem, s-au luat după stea și au nimerit aici în biserică la noi, l-au găsit pe Hristos la Sfânta Masă și cu darul îngerului v-au încântat cu aceste colinde, drept pentru care mulțumirea dumneavoastră sufletească este să primiți în sufletul vostru mesajul și să-l transformăm pentru ziua de Crăciun în colindători ai Crăciunului. Deci ei ne-au colindat, iar noi devenim că colindători. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în momentul când îngerii au vestit pe păstori? Păstori au văzut și ei steaua, noaptea pe cer, s-au dus la Ierusalim și au avut un semn, unde veți vedea un prunc mic într-o iesle, și o stea deasupra lui, acela este împăratul cel mare. I s-au închinat, ne spune evanghelistul Luca, și apoi au dat vestea peste tot. Ei au venit și ne-au arătat steaua și colindul, noi de acum rămâne să ne închinăm lui Hristos și să-L vestim peste tot. Acest mod de a-L vesti este unul simplu. Prin viața de zi cu zi, cu cât vom fi mai cuminți și mai duhovnicești și mai trăitori sufletește, cu atât suntem mai aproape de Hristos. Cu cât vom fi toți împărtășiți, și chiar mă bucur că astăzi s-au împărtășit destui și asta nu e un semn, că nu mergem pe cantitate, deci noi știm prea bine că sfințenia nu vine pe grămadă, sfințenia vine individual, dar pentru că individual primim sfintele taine, sunt ferm convins de același lucru, că fiecare om în inima lui a simțit și l-a trăit pe Hristos la fel, poate cu deosebirea acelor pasageri, sau dacă vreți creștinii de duminică, câteodată cum îi numim noi, care în momentul în care s-au împărtășit, au socotit că în clipa aceea și-au făcut datoria și sunt liniștiți: Doamne, m-am împărtășit, m-am luat de o grijă. Împărtășania înseamnă o continuare, dacă vreți, sau o anamneză a ceea ce înseamnă trăire liturgică. Când se sfințesc sfintele daruri, înainte de a se pogori Duhul Sfânt, se spune, aducându-ne aminte de groapă, de cruce, de înviere, deci, și apoi urmează rugăciunea epiclezei. Așa și noi, aducându-ne aminte de magi, aducându-ne aminte de peșteră, aducându-ne aminte de stea, aducându-ne aminte de Tatăl, aducându-ne aminte de Fecioara, aducându-ne aminte de Iosif, aducându-ne aminte de darurile magilor și de cântecul îngerilor, trecem astăzi și îl slăvim pe Iisus Hristos, împăratul lumii. Un meticulos arbore genealogic ne arată care sunt neamurile lui Iisus, fiul lui David, fiul lui Avram. Vedeți ce frumos? Și aici avem o înșiruire frumoasă de nume, pe care l-ați auzit citit în liturghie, dar vom merge pe prima esență. Așadar,
toate neamurile de la Avram până la David sunt 14, deci numărul de generații, de la David până la strămutarea în Babilon sunt alte 14, ce-ar vrea să spun aici Sfânta Scriptură, de la Avram și până la David? Avram, părintele înălțimilor, Avram care l-a primit pe Hristos cândva în întreaga Sfântă Treime, prin cei trei tineri la stejarul Mamvrii, este cel care și-a lăsat pământul, averea, bogățiile și-a luat turmele și s-a îndreptat spre Hebron, plecând din Urul Haldeei și ajungând unde este astăzi original locul stejarului Mamvrii, la porunca lui Dumnezeu. Acest Avram a avut un legământ cu Dumnezeu, tăierea împrejur sau primul botez al legii celei vechi. Toată partea bărbătească să se taie împrejur și acesta este legământul vostru cu mine, cu Dumnezeu. De ce vorbește de David? David este singurul care păstrează integral cele două seminții, Iuda și Veniamin, din care va veni Iisus Hristos, sceptrul din Iuda, stea din Iacov. Celelalte 10 seminții se răzvrătesc și pleacă. David a avut regatul cel mai mare, de aceea Solomon, neavând lupte, a avut timp să construiască acea măreție de templu, din care azi mai avem un singur zid, unde evreii se duc și își amintesc de vechiul loc unde se aduceau jertfele la templu în Ierusalim. Și spune mai departe că de la David și până la plecarea în Babilon, de ce vorbește de plecarea în Babilon? Momentul de decădere a poporului evreu. Și ce înseamnă momentul de decădere a poporului evreu? Dacă o să citiți în Vechiul Testament, chiar și pe la Ezechiel și chiar și pe la Isaia și pe la alți profeți, vezi, chiar pe la Ieremia, veți vedea că începuse la un moment dat, hai că să facem o comparație ușoară, cum am avea noi astăzi rupturile acestea neocreștine, începuse și evreii să aibă altare peste tot, începuse și evreii să aibă profeți care spuneau și tălmăceau ceea ce le plăcea poporului să asculte, că ați văzut că și astăzi uneori, dacă îți permiți să-i spui omului ceva care l-ar deranja, apare acea primă amenințare exact ca în familie. Dacă mă mai jicnești odată, dau divorț. Dacă mă luați odată tare, nu mai vin la biserică. Deci este divorțul de Duhul Sfânt, de Dumnezeu. Ei, cam același lucru îl făceau și evreii în vremea respectivă, se dăduse la toate relele, dacă citim la Eli preotul, vedem cum fiii lui mânca carnea nefiartă, nejerfită, nu puneau grăsimea pe jerfelnice să ardă ca să vină mirosul de mireasmă duhovnicească, se dăduse la curvărie acolo la templu, deci suficiente stricăciuni care arătau o viață imorală, ticăloasă, despre care Dumnezeu în momentul când și-a ieșit din fire, Samuel fiind mititel la templu, l-a strigat, i-a spus pe nume, Samuile, Samuile, profetul mititel a spus robul, el s-a dus la Eli și a zis, uite ce aud eu, și a spus, când mai auzi odată vorba asta, tu să spui, Doamne, poruncește robul tău, ascultă. Și ce credeți că îi spune Dumnezeu lui Samuel? Spune-i lui Eli preotul că dacă îi voi vorbi a treia oară, o să-i trosnească urechile. Acel trosne de urechea preotului Eli a fost de fapt un accident vascular în clipa când a auzit de la cercetașul de pe câmpul de luptă, curierul care aducea informațiile cum merge lupta pe câmpul de luptă, a aflat că sicriul legii este în robie luat, iar fiii lui Ofni și Fines, care erau primi în față și duceau nepotismul acesta preoțesc și duceau ăla, sicriul pe drugii de aur, au fost scurtați de capete, deci au fost omorâți. Și atunci aceasta a fost pedeapsa pentru care bătrânul preot a și căzut și a murit. A făcut acel accident vascular și a murit pe loc, sau cum îi spunem noi azi, anevrism. Mai departe, vorbește de strămutarea în Babilon, spune așa, iar de la strămutarea în Babilon până la Hristos, alte 14 neamuri. De ce vorbim de la strămutarea în Babilon și până la Hristos alte 14 neamuri? Pentru că în timpul cât au fost în Babilon,
Evreii au început să plângă Domnului. Și ce le poruncește Domnul? Le poruncește ceea ce nu va veni dumneavoastră să credeți. Dacă mâine am auzit o voce din cer, ascultați de cutare sau ascultați de cutare sau ascultați de cutare, dar ăla să fie de altă religie sau de altă confesiune, ai spune, Domnule, asta e înșelare de la draci, știi, noi avem perfecțiunea aceea în oase, litera și duhul și spiritul legii, în care noi suntem atât de perfecți în rațiune, încât nu putem greși. Iată că Dumnezeu își permite în calitate de creator și de păzitor a poporului legii celei vechi și le spune așa: robul meu Nabucodonosor este biciul meu peste voi, pentru că n-am avut altul și mai rău ca să vă dau. Și același lucru îl trăim și noi creștinii de astăzi, din 1989 încoace, sau dacă vreți din 1940 încoace, sau dacă vreți din 1920 încoace, de când doriți dumneavoastră, ca să vorbim de Imperiul Comunist și apoi de Libertatea Democratică, tăvălugeala aceasta homofilă care trece și strică toate valorile și creează o singură cărare, cum se spune, păcatul, pofta, plăcerea, libertatea, permisivitatea, libertinajul și tot ce dorim noi și ne dorim să avem, nu noi, poate cei care își doresc sau vor să-și dorească. Și în momentul respectiv le spune, dacă n-ascultați de el, vă va fi rău. Ca să vă salvați poporul, slujiți-l pe Nabucodonosor exact cum mă slujiți pe mine. De ce? Cine se împotrivea poruncii babilonienilor când i-au cucerit pe evrei, era omorât. Și atunci, acel Daniel care l-am sărbătorit, că nu întâmplător e pus în postul Crăciunului, profetul Daniel, ce era? Era ministrul la Nabucodonosor. Era unul din oamenii de vază de la curtea lui. Are pe cei trei tineri care n-au vrut să închine jertfelui idolești, fiind părâți, cum spune acolo, cuptorului de aur din câmpul de Ira, dacă citiți la canoane, este câteodată irmos supus. Deci era vorba de o matahală de idol din lemn care se încingea cu flăcări și s-arunca carnea în el să sfârâiască. Erau copii ale jertfelor Vechiului Testament, dar erau asemănătoare. Și ei au refuzat și atunci au fost aruncați tinerii în foc. Dar pentru că au avut credința, Azaria, Misail și Zaharia, parcă, dacă nu mă înșel, sper să nu fi greșit vreunul din nume, ce au făcut? S-au rugat, cuptorul s-a prefăcut în rouă, deci ardea, și ei nu se mistuiau, stăteau ca la umbră. Aceasta l-a convins pe Nabucodonosor că acest popor are un Dumnezeu adevărat. Și bineînțeles, în momentul când trec cei 70 de ani de robie, iată că o parte din poporul lui Israel se mai întoarce în Ierusalim, dar o parte nu se mai întoarce în Ierusalim. În vremea lui Cirus se va petrece aceasta, despre el scrie și în Scriptură că el este omul ales, împăratului crește inima că în cărțile Vechiului Testament scrie despre el, și eliberează, dacă Nabucodonosor le-a luat tot ce a fost aur la templu, așa cum au trecut cândva și comuniștii și au cules tot ce era tezaure și au pus în muzee de istorie sau au pus în vitrine spre expunere științifică, exponate istorice și așa mai departe, Nabucodonosor a fost mai păgân la mațe. Nabucodonosor bea vinul din cupele de aur, mânca fripturile din talgerile de aur, din vasele templului își făcuse uzul bucătăriei sale, adică să arate cât de mult îl ignoră pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu s-a supărat, ci din contra simțea că prin acest comportament al lui Nabucodonosor de nepăsare și de ieșire din fire, ca să spunem, a poporului lui Israel, le poate răni conștiința, le poate trezi conștiința, îi poate aduce la cunoștința de sine și îi poate răni în orgoliu acela de popor sfânt care avea o misiune de îndeplinit, dar misiunea se transformase în cu totul altceva și în felul acesta știa că este singurul mod de a-i trezi la realitate. Ei, în momentul când Cirus le-au dat vasele în timpul lui Zorobabel și s-au întors la Ierusalim,
Zorobabel va reconstitui templu și toate vasele acelea vor ajunge din nou la templu, iar mai târziu același templu frumos, plin de aur, plin de frumusețe, cum l-a făcut Solomon când strălucea soarele, se vedea peste fața la toată cetatea Ierusalimului, suau ochii, credeai că mai este încă un soare, va fi dărâmat până în temelii, cum spune Mântuitorul, piatră din tine nu va rămânea. Și evreii trimiși răspândiți în diaspora, cum spunem noi, împrăștiați pe tot pământul, se petrece această întâmplare și la anul 64, în timpul lui Claudiu, și el are treabă, în timpul lui Claudiu, și apoi la anul 70, Vespazian va ara Ierusalimul și va presăra sare. De ce v-am spus toate lucrurile astea? Ca să înțelegeți că etapele nu sunt puse la întâmplare. Prima etapă este etapa găsirii lui Dumnezeu, care ține de la Avram, ați văzut cum am spus, ca să spun exact cum spune aici, deci de la Avram până la David, deci este formarea unitară a mentalității de popor ales, chemarea, statornicia, împământenirea legii, apoi apare de la David până la strămutarea în Babilon, perioada de decădere, știm decăderea lui Manasi, decăderea lui Solomon, chiar și mica abaterea profetului David, chiar mi-a zis odată cineva, zice, dar de ce ne închinăm noi la regele David, că el a făcut și ucidere și curvie, da, dar s-a pocăit. Aici ne arată nouă Dumnezeu, că atunci când greșim, nouă nu ni se cere socoteală pentru păcat, ci pentru motivul de a continua să stai în păcat. A păcătui este un lucru firesc și omenesc. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, spune profetul David. Și iarăși el spune, profetul David, păcatul meu înaintea mea este pururea. Deci în momentul când te crezi sfânt, nu ești sfânt. În momentul când te crezi păcătos, poate ai vreo șansă să începi să guși din sfințenie. Pentru că dacă ne credem sfinți, deja suntem în mica slavă de șartă. După ce ne prezintă acest echivoc de neamuri, și aici nu se face acest lucru dintr-un motiv la întâmplare, eu am un băiat care e împătimit de această ebraică și de scrisul vechi, și ce credeți că a făcut el asta, ca să știți pentru voi? A luat fiecare nume, l-a dus în ebraica veche, l-a văzut cum se scrie, ce înseamnă și cum se traduce. Și, de exemplu, Solomon înseamnă ceva, David înseamnă ceva, Rut înseamnă ceva, Avram înseamnă ceva. Și, de fapt, este un cântec, deci toată această înșiruire de nume, este un cântec de smerenie printre profeți, cum trece poporul, când prin bunătate, când prin răutate, când prin blândețe, când prin ură, când prin porniri păcătoase. Deci e de fapt o descriere a poporului Vechiului Testament de la Avram și până la Hristos. Mai există o genealogie care merge de la Hristos la Adam, ca să ni se arate că este același Dumnezeu și că nu vorbim de un profet oarecare, ci cel care într-adevăr vine pe linia davidică. Dacă vă aduceți aminte, vă împing într-o singură evanghelie ca să nu vă plictisesc și spune așa. Cum spune el, părintele nostru Avram, că n-are nici 50 de ani? Cum spune el, tatăl meu m-a trimis când el este fiul lui Iosif, teslarul din Nazaret și al Mariei? Cum spune el, eu sunt pâinea cea vie care m-a împogorât din cer? Și ce le spune Hristos? Nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la Tatăl de nu-l va trage Fiul. Și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl care l-a trimis. Și noi de unde știm că îl cunoaște? Iarăși vă duc la o chestiune foarte interesantă. Dumnezeu nu are un nume specific anume, ci El are o calitate. Eu sunt Cel ce sunt. Și ce spune Ioan Botezătorul când va veni să-L arate pe Mesia lumii? Acuș la bobotează. Spune așa, acela care m-a trimis, mai țineți minte că am repetat, acela mi-a zis mie că peste acela peste care voi vedea Duhul Sfânt pogorându-se în chip de porumbel, acela este. Deci vedeți, acela este numele lui Dumnezeu. Nu are un nume anume, El este și cu nume, și cu multe nume, și fără nume. Deci,
În momentul de față, acela știe toată această genealogie, cum decurge și este pus aici ca noi să vedem că Scriptura nu este scrisă la întâmplare. Sau nu s-au întâmplat cazuri, există cazuri când cronologii, istoricii, cercetătorii, arheologia biblică, constatatorii, de exemplu, în studiile de cercetare, de obicei, face asemănări între texte, între exprimări și spui ăsta ar fi scris în perioada aia, aici s-a intervenit și s-a adăugat cu tare, ăsta e apocrif, ăsta e adevărat. În baza aceasta s-a stabilit validitatea Sfintei Scripturi. Aceste cărți ale Pentateuhului, pe care noi le folosim, a Vechiului Testament, cele primele cinci cărți, au fost lucrate și în continuare toată Scriptura în timpul lui Ptolemeu Filadelfu, când 70 de înțelepți, pentru că să vă fac să înțelegeți mai simplu. Vedeți, astăzi limba de circulație a început să fie, prima dată, engleza. Acum a început să fie germana. Unii au învățat limbile nordice. Unii au învățat acum limbile arabice. Deci, în raport de anumite geostrategii politice lumești, și valoarea limbilor se schimbă. Să ajunge din nou la Babilonul acela în care lumea se înțelege toți, au o singură limbă, deci nu mai poți să spui că te duci în străinătate și te uiți pe perețor, cine rupe trei vorbe străineze și trei românești. Ei, același lucru s-a întâmplat și în Vechiul Testament. Când au murit și s-au trecut la cele cerești adevărații ebraiști, adevărații masoreți, cei care știau să pună punctele scrisului, masoreții sunt mai puternici decât ebraiștii, pentru că a scrie în ebraică e o nimica toată. Dacă textul masoretic care o... Deci, de multe ori noi citim în Evanghelie următorul lucru. De va schimba cineva o iotă sau o cirtă, vrednic este de ghienă. Ei, fiecare se gândește, domnule, că n-ai voie să muți o virgulă sau un punct. Nu. În textul masoretic, pentru că ebraica asta e numai din consoane, vocalele se pun după cum vrei să formezi cuvântul. E o chestiune foarte interesantă în modul acestei limbi. Și mai ales că nu se citește cum citim noi, de la stânga la dreapta, ci la dreapta în stânga te duci. Taman invers. Așa e limba asta sucită. Ei, dacă un punct de ăla l-ai pus în altă parte decât trebuie el pus, ies alt cuvânt. Nu că l-a avut rea voință. Punând, că acum ai tipografia, ai totul computerizat, ai dat ecranare, ai pus programare și iese ce vrei. Pe vremuri, caligraful, zi și noapte, obosit, cu cerneala în mână, pe pergament, pac, 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 o carte se scria și în 10 ani. Adică când a apărut, să spunem, hexapla la Origen, Biblia în 6 limbi tradusă, care a durat câțiva ani de zile, era monument de artă. Acum ai băgat la tipografie, scos două vagoane de Biblie. Nu le trebuie la popor, le topești, faci altceva din ele. Deci, cam cu cât mai ușor obții un lucru, cu atât îl prețuiești și mai puțin. Ei, acești masoreți când au dispărut și nimeni nu mai știa adevărata limbă, evreii s-au împrășteat printre neamuri, cineva înțelept și deștept s-a gândit, domnule, e păcat să nu avem o originalitate. Și atunci ce au făcut? Au luat textul vechi al Sfintei Scripturi, au adunat 70 de înțelepți și le-a dat la fiecare separat, fără să se vadă unul cu altul, în același loc, fiecare cu treaba lui, să traducă câte un verset. Cum l-ai interpretat tu, cum l-ai interpretat tu, cum l-ai interpretat tu. Masoreții perfecți, de exemplu, din 70, 60 au scris la fel. Da, deci ăsta este textul. L-au trecut și l-au validat ca text așa. Vă aduceți aminte cu Simeon, care a rămas surprins de faptul că cum o fecioară să nască un copil dacă ea e fecioară. Și a scris o femeie tăinuită de bărbat. Îngerul a venit și a ras pergamentul. Și el a crezut că cineva i-a corectat. Și a scris din nou cum deducea mintea lui.
Și în momentul când a scris a treia oară, a venit îngerul și i-a spus, n-ai să mori până nu vezi minunea cu ochii. Și astfel, bătrânul și dreptul Simeon a trăit vreo 300 și ceva de ani, deci la Ptolemeu Filadelfu până la nașterea lui Hristos, ca la întâmpinare să-l primească mâini și să spună, acum slobozește pe robul tău, stăpâne. De ce v-am spus treaba asta? Că nici nu ține de treaba asta. Dar ca să vă fac să înțelegeți autenticitatea acestei genealogii, care nu vine după ureche. Deci nu e o genealogie scrisă că a vrut cineva să o trântească, să avem noi ce citi, ci are o importanță monumentală. În momentul în care s-a tradus scriptura Septuaginta, din nou au apărut gnostici, contestatarii Sfintei Scripturi. De-abia pe la sinodul de la Laodiceea s-a stabilit canoanele Sfintei Scripturi și așa mai departe, 200 și ceva, 60, 65, 62, n-aș avea exact mentalitatea concretă, că-s puturos în minte. Și a trebuit să treacă 2000 de ani, deci gândiți-vă, 2000 de ani, ca o capră a unui beduin să pice într-o groapă. Când a picat capra în groapă, nu s-a auzit un zgomot de la înfundat ca atunci când un animal pică undeva, ci s-a auzit un zgomot ca și cum într-o cămară un animal intră printre oale și le răstoarnă și ele sună goale. Și când beduinul s-a băgat după capra lui, ce a găsit? A găsit școala esenienilor, mari masoreți ai vremii Mântuitorului, de dinainte de Mântuitorul. Știind masoreții că s-a sălbăticit Ierusalimul, că e în conflicte, că e în bătăi, că e în nenorociri, că e în mizerii sufletești, că e în decădere, băieții s-au apucat de scris Sfânta Scriptură pe suluri de piele de miel, le-au băgat în ulcioare de lut și le-au ascuns în peșteri. Bă, noi vom muri, dar dacă vor veni alții după noi, să aibă textul original. Și prin 1900 și ceva, când s-a petrecut aceasta, și scris cu 2000 de ani în urmă, vă dați seama, deci ce pergament, ploaie, căldură, duhoare, dar ei le-au pus în oale de lut, că lutul este și termoizolator, dar și termoconstant. Deci el mai atrage umezeala, dar o și consumă, nu o lasă să strângă când dă căldura, el mai atrage umezeala în vremea umedă, dar nu o lasă să se adune cum vrea, că o absoarbe, deci pământul lucrează tot timpul. Ăla când a găsit pergamentele alea de miel și le-a văzut câte de frumoase și cu inscripții pe ele, n-a dat doi bani, el nici nu știa ce-i cu ele. S-a dus să le vândă în târg pentru piele de sandale, că în zona Ierusalimului e la modă. Șlapul și sandala și încălțămintea din piele. Acolo găsești piele originală de oaie, de capră, de cămilă, de tot ce vrei. Un deștept când a văzut un text din ăla, l-a umplut pe băiatul de bani, a luat tot, o parte sunt prin America, o parte sunt prin Ierusalim, sunt multe suluri, sunt câteva peșteri, au venit cercetătorii și au tot găsit, după aia au scos din vreo 4 peșteri importante. Marele a fost mirarea și uimirea când au trecut la descifrarea textului aramaic în zilele noastre, că el corespunde cu Biblia perfectă, Septuaginta de astăzi, care este scrisă și în greacă, și în latină, și în română, și în toate limbile pământului. Deci a fost original, deci cei 70 de înțelepți au făcut munca care au făcut-o esenienii acolo în pustie, la Qumran, singuri, văzând că Ierusalimul decade și lumea se strică. Și în felul acesta, noi avem autenticitatea Sfintei Scripturi. Și de ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că această genealogie nu este luată după urechi. Adică a vrut cineva să scrie. Sunt date, oameni, locuri și fapte. Deci în clipa aceasta despre ce putem vorbi, nu numai ascultând colinda în strană, putem vorbi de locul geografic al întâmplărilor nașterii Mântuitorului. De toate rudele Mântuitorului, de la Avram și de la Adam până la el. Putem vorbi de nume, putem vorbi de cetăți, vorbim de Betleem, Casa Pâinii și v-am mai spus odată, dacă în aramaică, în ebraică, înseamnă pâine, în arabă înseamnă carne, același Betleem, cum a fost Hristos întâi, carne și cum este acum pâine. Deci, acum cum este pâinea, se transformă în carne. Deci, vedeți?
Ce interesant, nu întâmplător. Și tu, Betleeme, nu vei fi mai mic între cetăți, o să vedeți pe parcursul, vin ceasurile împărătești, tot Crăciunul ăsta, numai despre asta o să vorbim. De ce v-am mai explicat lucrul ăsta? Avem un argument istoric. În timpul când al lui Aureliu, când se făcea recesământul, în timp ce în Bitinia domnea Cirinius, deci vedeți date concrete istorice ca să desființăm ce? Mitul. Majoritatea oamenilor sau majoritatea oamenilor de știință sau majoritatea folcloriștilor sau majoritatea cercetătorilor vorbesc de mitul nașterii, de mitul învierii, de mitul lui Dumnezeu, de mitul Fecioarei. Nu sunt mituri, sunt realități care prin cuvânt toate le-a făcut, fără de care nimic nu s-ar fi făcut din câte s-au făcut. Și aici ne oprim pe referatul biblic și ne oprim pe ceea ce spune Psalmul Vecernei cu 3.000 de ani, 4 mai târziu, și pe ceea ce spune cuvântul Evangheliei lui Ioan, prin care toate s-au făcut. Deci, vedeți, vine întâi Moise, insuflat de Duhul Sfânt, și ne arată ce înseamnă zilele facerii și ordinea facerii. Întâi a fost făcut cerul și pământul, adică omul văzut, omul nevăzut, apoi a fost pământul ăla glodos, clisa, dacă vreți, materia primă, maldărul de pământ din care avea să iasă, cum să vă spun eu, marele izvor al vieții. Pământul, așa spune, și materia stătea gata să nască. Și apoi, ce vedem? Despărțirea apelor, despărțirea uscatului, apoi vedem semințele, dobitoacele, păsările, peștii, cerul, stelele, lumina în ziua a patra și apoi vedem ce? Ultima făptură minunată, omul. Ce pregătește întâi Dumnezeu? Leagănul. Și apoi pune stăpânul în el. Sau tronul. Cerul-i tronul Dumnezeu, pământul-i tronul omului. L-a dat oamenilor să-l stăpânească. Ce găsim în Psalmul Vecernei? Deschizând tu mâna ta, toate se vor umplea de bunătate. Tu pui izvoare în văi, tu pui chiparoșii cei înalți, adăpost cerbilor, munții cei înalți, pietrele scăparii iepurilor, tu pui izvoarele în văi, tu pui verdeața, tu saturi pe cel viu de bunăvoință. Tot Psalmul Vecernei. Ce găsim? Întorcându-ți tu fața ta, toate se vor tulbura. Deci Dumnezeu într-o clipă le poate toate trece la neființă, dar nu pentru a le distruge, pentru a crea ceea ce vă spuneam altădată, cerul nou și pământul nou. Pentru că noi vorbim de pământ, într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, deci noi am vorbit până acum de pământ, suntem oamenii ai pământului, suntem oamenii de jos, și apoi urmează să intrăm într-o sferă superioară, nu știu dacă ați văzut vreodată sau nu vă plac, sau vă plac, eu mă distrez când le văd, avem parapsihologii ăștia care îi trag cu tot felul de feng shui-uri de-a lor, cu tot felul de povești din astea de doi bani și se învârt în jurul cozii, cu steaua cu tare și cu zodia cu tare și cu constelația cu tare și când se izbesc una în alta și când se izbesc, se întâlnesc și se răstoarnă și merg afacerile și nu merg și vine o ploaie și vine un vânt și vine un soare și tot așa. Iată, la Dumnezeu este o ordine de plină. Minunate ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale. Toate într-o înțelepciune l-ai făcut și niciun lucru nu, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Trecem și peste asta și ne ducem de acum, ați văzut referatul simplificat, și acum ne ducem la Ioan Evanghelistul, cel care a stat cu capul pe pieptul Mântuitorului și cel care a stat la cină cu Hristos, cel mai tânăr dintre ucenici, de la cruce, și ce frumos spune. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Deci noi despre cine vorbim în Vechiul Testament? Despre Hristos în chip ascuns, dar lucrător de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Cum spune în crez. Și în momentul în care Hristos trebuia să arate lumii ce vrea Dumnezeu de la noi, Tatăl i-a spus, mergi în lume să-i mântuiești. Și a spus, da, Tată, îi voi ridica. Și ce spune în rugăciune când cădim Sfânta Masă? În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scaun ai fost Hristoase, cu Tatăl toate umplându-le cel aceștine cuprins.
Și ce face Hristos? Vine și se întrupează și restaurează lumea căzută. Vine să ne aducă pe noi, în primul rând, jertfă lui Dumnezeu. Tată, din toți câți mi-ai dat, pe niciunul nu trebuie să-l pierd. Și iată-ne pe noi stând aici în fața Sfântului Altar și în fața lui Dumnezeu, așteptând restaurarea prin împărtășire, prin rugăciune, prin credință, prin trăire, prin simțire, prin lucrare. Și mergem mai departe și ce găsim? Găsim un lucru fenomenal. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. De ce s-a fi găsit acest... De ce s-a fi găsit acest evanghelist Matei să ne scrie nouă cum a fost nașterea lui Iisus Hristos? A vrut Matei, evanghelistul, să ne lase o mărturie concretă a ceea ce avea să urmeze pe parcurs, a ceea ce avea să urmeze în viitor cu privire la adresa prin necazurilor prin care avea să treacă biserica. 1. Îndoiala asupra tainei întrupării, primul act de mântuire a lumii. Lumea este o piesă de teatru divin, și când spun teatru divin nu mă refer la scamatorie, ci modul, drama lumii în viziunea lui Dumnezeu. Deci este o piesă în care omul este pus în centru creației. Dumnezeu este Cel ce veghează centru, că trebuie un ax ca să ai un centru și ăla-i Dumnezeu. De-aia crucea are primul braț care urcă în sus, axul, și apoi toate care se învârte în jurul sferei sale. Ce se învârte? Peștera cu pruncul și cu fecioara, deci nașterea, apoi moartea lui Hristos, apoi vorbim de învierea lui Hristos, singurul care a murit și a înviat și a înviat și pe alții. Și apoi de ce vorbim? De înălțarea la cer. Că dacă eu nu mă duc, voi rămâneți orfani. Eu trebuie să vă trimit vouă pe Duhul Sfânt, care trebuie să rămână cu voi până la sfârșitul veacului. Vedeți? Și iată, spune că nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Și cu cine începe? Dacă în cer începem cu Tatăl, că noi vorbim de un Hristos, noi vorbim de un Hristos cu două firi și cu două voi. Dacă vă vine greu, trebuie să ascultați, pentru că asta înseamnă dogmatica. Deci nu putem vorbi doar povești. Avem odată născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și acum avem un Hristos suvrem din mamă, prunc mic, în brațe, înfășat, cum îl cântăm în colindă, mititel, înfășețel, în scutec de bumbăcel, îl găsim ca Dumnezeu. Vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge, deci iată, îl recunoaște că e creator. Dar în același timp o găsim pe Maica prigonită, fie că îl alăptează în peștera înfrigurată, fie că pleacă pe drum spre Egipt din calea urătorilor de prunc, ca cei ce aveau să o moare ca la 14.000, încercând să o moare și să primejdească viața pruncului. Dar centrul de bază este Maria. Dacă în cer, înainte de toți vecii, Tatăl, să facem, spune Scriptura, iată că aici o găsim pe Maria. Găsim maternitatea paternă, pentru că tatăl îl naște, și aici găsim maternitatea maternă, că mama îl naște sub vreme. Și spune, Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif. De ce ne amintește că este logodită cu Iosif? Fecioara Maria n-a fost căsătorită. Când vorbim de căsătorie, nu mă refer la actul civil. Mă refer la ceea ce numim noi în biserică taina nunții. Ea era logodită pentru că era mică. Iosif era un bătrân ca la 80-90 de ani, el era deja văduv. Ce se întâmplă cu Iosif? De ce i-a picat lui sorții să o ia? V-am mai repetat odată lucrul ăsta și aș vrea să-l aveți în minte. Când s-a ales logodnicul Mariei, aceste fecioare minunate care au uimit deja odată Vechiul Testament prin faptul că Zaharia a dus-o în Sfânta Sfintelor, unde intră preotul, arhiereu, o singură dată pe an, cu sânge de țap și de berbeci, și curățește jertfelnicul și se roagă pentru popor, să vezi tu, o femeie era păcat care trebuia omul ucis.
Dar au înțeles că Zaharie e sfânt și știe ce face sau ce vede. Și au acceptat taina. Ce mai vede Zaharie acolo? O pruncă hrănită de înger cu mană. O copilă sfătuită și învățată de îngeri Sfânta Scriptură. O conversație între Mihail și Gavril. Mihail care păzea templu, că întrânsa era chivotul cel, însuflețit și avea să poarte pe Hristos, sau cupa cu mană, cum îi spune mai departe o închipuire a Maicii Domnului, sau porumbița Lunoie, sau dacă vreți, spicul Nearat și așa mai departe, muntele Umbros, scara lui Iacov, etc. Și pentru faptul că Fecioara petrecea pururea în rugăciune și în lucrări la templu, spune mai departe în Viețile Sfinților, metafrastul, neamestecându-se cu cele lumești, ci petrecea în singurătatea și în liniștea minții, rugându-se așa, vă spuneam și altă dată, ce mult mi-aș dori, citind Scripturile și știind Scripturile, să fiu roaba și sluga celei care va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Și era ea. Merge mai departe și zice aici, fără ca ei să fi fost înainte specific acest lucru ca să închidă gura sectelor, care întotdeauna vin și spun în continuare și susțin ca nătărăi, nu-i judecăm, e treaba doctrinilor, ei vor lua plata hulei. Spun așa, că Fecioara a mai născut prunci, deși aici ne spune clar, și Iosif n-a cunoscut-o pe ea înainte. Și s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Știm întâmplarea de la Buna Vestire, nu stau să repet încă o dată decât acel cuvânt scurt, de ce îmi vor legitimitatea Fecioarei în fața păcatului? De ce îmi vorbești de dulceață, de nuntă și de prunc când n-am cunoscut bărbat? O întrebare firească. Cum să fiu gravidă dacă eu nu m-am culcat cu un bărbat, n-am cunoscut un bărbat? E o întrebare care o, și unei fete de rând, dacă eu pui, măi, uite, spune lumea că ești gravidă, eu nu m-am culcat cu nimeni niciodată. Cam aceeași expresie. Dar aici este pusă în formă teologică. Ăsta este marele avantaj al limbajului bisericesc. Am auzit odată un deștept, o fi deștept, că lumea are carte multă, spunea așa, biserica mereu de 2000 de ani ne citește din niște cărți care au fost scrise cu 200 de ani după ce s-a născut Mântuitorul. Dar îi rugăm pe aia de la biserică, zice, să ne citească ce s-a scris și să ne învețe ultimele 200 de ani. Da, domnii mei, suntem de acord. Eu sunt de acord să citim în biserică și ce s-a scris ieri. Dar trebuie să nu uităm un singur lucru. Limbajul bisericesc are 4 mesaje. Primul mesaj pe care îl dă biserica, prin scris, arată că înțelepciunea e a lui Dumnezeu și nu a oamenilor. Sit, când a fost răpit la cer, a adus scrierea și vorbirea. De la îngeri. Deci nu oamenii au inventat alfabetul și scrierile. Pe parcurs, oamenii au inventat scrisul. Dar prima dată scrisul și vorbirea de la îngeri au fost aduse. Mai departe, alt mesaj al Sfintei Scripturii. Prezența lui Dumnezeu în istorie, în lume, în societate, între oameni. Spune un teolog, n-aș putea să vă spun care, dar spune frumos, e un teolog din ăsta occidental, e o mărturie a rafinamentului teologic foarte frumoasă, e o îmbinare între ideea Sfântului Maxim Mărturisitorul și marea gândire despre Duhul Sfânt al lui Grigorie de Nisa. Spune așa, lumea a fost creată teologic prin darul, dragostea și voința lui Dumnezeu. Ținta omului este logosul divin sau mântuirea și unirea cu Dumnezeu. Adică întoarcerea de unde ai plecat. Din nemurire ai venit în nemurire pleci. Din veșnicie ai venit în veșnicie pleci. Din lumină ai venit în lumină te duci. Din înțelepciune ai plecat în înțelepciune ajungi. De ce facem noi atâta carte cât trăim? Ca să învățăm, nu? De ce ne câștigăm o experiență personală, fie de profesie, fie de specialitate, fie de familie, fie de viață, cum spunem noi, școala vieții, experiența. Ați văzut când faci un curriculum vitae din ăsta să te încadrezi, spune, cer experiență.
Ce e experiență? Cunoaștere. Scriptura, textul Scripturii dovedește această experiență, această cunoaștere. Deci, cel care a scris Scriptura și cei care au scris cărțile teologice aveau cunoaștere. Nu pot eu să-i dau la un bărbat din biserică și să-i spun, scrie-mi o filocalie. Ăla mă va întreba dacă sunt normal la cap. Și eu vă spun, nu, tu trebuie să-mi scrii o filocalie. Omul insuflat de Duhul Sfânt, teologul pusnic, Ioan Scăraru, Nichita Stitat, Isaac Siru, Antonie cel Mare, Maxim Mărturisitorul și Iepte Cășa Mădân, Varsanufie, Ioan, Isaia, pusnic cu toți filocalicii ăștia, au putut scrie câte o filocalie. De ce? În baza limbajului bisericesc, care nu este numai teologic și filologic și academic, ci este un limbaj de informare. Azi citești un text din Scriptură și îl înțelegi într-un fel, îl citești la o săptămână și îl înțelegi altfel, îl mai citești peste o lună și îl înțelegi altfel, predică preotul la biserică și îl înțelegi altfel, te duci la un hram, vorbește episcopul și auzi același text tâlcuit altfel, te duci la un alt hram, vorbește un alt episcop și îl auzi vorbind și spune altfel și tot în 50 de ani tu nu te plictisești de mers la biserică să asculți de 50 de ori într-o viață de om aceeași evanghelie tâlcuită de 50 de ori, dar constați că de fiecare dată ai auzit ceva nou. Deci ăsta este sensul textului liturgic. Informațional. Deci vorbim de un text care revelează, te împinge la cunoaștere, la descoperire. Și ultimul lucru al textului liturgic, care trebuie să-l avem în minte, este unul de pecetluire. Textul liturgic nu se scrie după ureche. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini toate. Și voi zice, și ce-i cu asta? Păi e cu asta. Spune Iisus Hristos tot în Marcu și în Matei, că-s cuvintele lui Iisus preluate de evangheliști, dacă n-aș fi făcut minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut, păcat nu ați avea. Dar ați văzut minuni pe care nimeni nu le-a mai putut face și n-aveți răspuns la păcatele voastre. Naștere, întrupare, înviere, moarte, înălțare. Drama universală a lumii în 5 acte. Anamneza întregii vieți, pământește a omului. Ce faci când stai în pântecele mătii? Nimic nu faci. Dormi, dai din chicioare, acolo te miști în placenta aia. Ce spune mama când discuți cu ea? Părinte, vorbesc cu el. Mă simte că îl mângâi. Când dorm eu, doarme și el. Când ascult muzică, îi place. Când mănânc, se bucură. Când îl mângâi, tresare. Ce? E viața din textul liturgic. Morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Ce spune Apostolul Pavel? V-am născut pe voi din Duh. V-am născut pe voi din cuvântul lui Hristos. De ce un bețiv să lasă deodată de băut că a auzit și el o predică sau o evanghelie? Că l-a atins cuvântul lui Dumnezeu la inimă și l-a înviat. Fiule, zic, scoală-te! Fică, scoală-te! Lazare, vino afară! Vedeți? Deci este textul Scripturii pecetluitor și testament, că dacă nu le-aș fi vorbit lor, păcat nu ar avea. Dar acum n-au răspuns la păcatele lor. Dacă n-ar fi știut, păcat nu ar avea. Dar acum n-au răspuns la păcatele lor. Vedeți ce fel de text este? Și ultimul sens al textului liturgic este sensul moral. Deci când citești Scriptura, nu citești ca să te smintești, ci ca să te zidești. Și nu că învățătura, că scrie în Scriptură, fii bun, fii blând. Nu! Chiar cuvintele dure, reci, acre, usturătoare sunt de bună cuvință. O femeie desfrânată s-a atins de picioarele lui. Nu spune că i-a făcut avansuri. Și a cunoscut Avram pe femeia sa. N-a spus că i-a produs plăcere, da? Nu spune, au făcut act sexual.
A cunoscut Avram pe femeia sa, a născut Adam pe femeia sa, a născut Noe pe femeia sa, a cunoscut David pe femeia și au născut fii și fiice. Vedeți ce frumos? Deci este limbajul moral, etic, educațional, civilizat, omenesc, îngeresc. Limbajul pe care noi trebuie să-l folosim. De-aia a luptat Șerban Cantacuzino ca la 1866 să avem o Biblie în limba română. De-aia a luptat Gheorghe Ștefan să avem testamentul de la Belgrad. De-aia a luptat Coresi să ai psaltirea de la Brașov. De-aia a luptat Mitrofan să ai psaltirea de la Buzău și așa mai departe. Sau Pociavski când a fost aici în Moldova și când a scris Petru Modvilă, catehismul și așa mai departe. Ca noi să avem limbajul nostru sufletesc. Antimivireanu ne-a dat text liturgic și cu Varlam și Dosoftea al Moldovei, care au pus cuvintele lui Dumnezeu în cuvinte românești și moldovenești și credincioase, sănătoase, ca noi să-L înțelegem pe Dumnezeu. Câți din dumneavoastră au citit vreodată psaltirea lui Vasile Militaru în versuri? Vă recomand. E o lectură pentru până la Paști. Căutați pe internet, dacă nu vreți să dați bani pe ea, că e ieftină, și luați psaltirea poetului Vasile Militaru sau psaltirea în versurile lui Dosoftei și citiți-le să vedeți câtă frumusețe literară, spirituală, cât arhaism, cât neologism, câtă trăire și câtă frumusețe în poezia românească scripturistică. Mergem mai departe, că noi aici am rămas la gramatică și la filologie grea predică. A aflat, având în pântece de la Duhul Sfânt, n-a spus că a rămas gravidă sau borțoasă, a avut în pântece. Deci, de ce deducem de aici? Că zămislirea de prunci e un dar, nu e o pacoste, nu e un blestem, nu e prilej de ceartă, nu e prilej de omor, nu e prilej de divorț, nu e prilej de crimă. Irod îmbla să caute pruncii să-i omoare. Și irozii de astăzi dezecologizează cuvântul Scripturii și al familiei și vin și explică că nu toți pruncii trebuie născuți și foarte fericit, nu știu cine a afirmat odată, nu știu, n-aș putea să vă spun, era o afirmație de genul că nu trebuie nimeni să te învețe câți prunci să naști. Nu trebuie să te învețe nimeni câți prunci trebuie să naști, dar nu cred că îți trebuie mare teologie să știi că n-ai voie să faci crimă. Cred că e mai simplu. Că noi nu știm cât să nasc, Domnul știe. Dar nu știu dacă scrie undeva, ucide! Că în Decalog scrie taman invers. Nu ucide! Și e suficient. Iosif, logodnicul ei, drept fiind, deci un om credincios, n-a vrut să o vădească, ci să o lase nascuns. Închipuiți-vă o copiliță de 13-14 ani însărcinată în mijlocul Vechiului Testament, în plină eră de literă pe literă, dinte pentru dinte, măsură pentru măsură, să fi fost vădită. Femeia asta e desfrânată. Deci, iată jertfa, iată riscul, iată curajul, iată supunere. Și în ce constă supunerea? Fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Vorbim de bună vestire. Și cum cugeta el în sine așa, deci iată de acum intrăm în planul spiritual, spune mai departe, îngerul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis, Iosife, fiul lui David, ce deducem de aici? Că și părintele lui Iisus Hristos, spiritual Iosif, vine tot pe linia davidică, deci planul de minune și mântuirea lumii vine pe neamul lui David, că așa era scris. Din rodul tău voi pune pe scaunul tău și spune undeva, au voi pierde cetatea mea pentru robul meu David, deci la un moment dat numai blândețea și omenia lui David a ținut Ierusalimul să nu fie trecut prin sabie sau pedepsit de Dumnezeu pentru fără de legile care se întâmpla. Închipuiți-vă un singur lucru, că Besalom fiul s-o avea poftă din nevestele lui Tatsu. Incestul, azi e o modă, nașa cu fina, cu mătra, cu finul și așa mai departe. Și chiar frate cu soră. Și ce îi spune îngerul? Nu te teme a lua pe Maria la tine, pe femeia ta.
Căci ce s-a zămislit în trânsa este de la Duhul Sfânt. Deci îi repetă încă o dată iarăși anamneza ce au cântat băieții la strană când au cântat adineauri corul de băieții ce au cântat la liturghie, când au spus să se nască și să crească, să ne mântuiască, o ce veste minunată la Vitleem ni se arată. Deci vedeți, ceea ce cântăm noi în colinde este spus în Evanghelie. Căci femeia ta, Maria, nu te teme, o lua la tine, căci ce s-a zămislit în trânsa este de la Duhul Sfânt. Deci ne repetă încă o dată sărbătoarea Bunei Vestiri. Ea va naște fiul și se va chema numele Iisus, deci numele este din cer, care înseamnă Mântuitor. El va mântui poporul său de păcatele lor, deci ceea ce vorbim noi de întrupare, înviere și răscumpărarea păcatului strămoșesc. Cineva a zis odată, și ce mă interesează pe mine păcatul strămoșesc? Păi te interesează, fratele meu drag. În Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Adam cel din tâi, Pavel ne spune, Adam cel din tâi s-a născut om cu suflet viu, iar Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Deci el poate și da viață, nu numai este viu. Adam n-a înviat pe nimeni, n-a făcut nicio minune, el din contră așa semna moartea. Ce găsim la Apostolul Pavel? Dacă Hristos a înviat și noi vom învia, că dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Mie nu mi-este a mă lăuda decât numai în crucea Domnului. Pentru cei ce pierd este nebunie, cum spune la iudeu sminteală, la elin nebunie, iar pentru cei ce cred e arma puterii și înțelepciunea. Deci nu-i scris Noul Testament așa de dragul de a umplea foi și cum mai spun unii câteodată fac afirmația, că au și popii poveștile lor. Nu le au. Nici pe astea care sunt nu le știu bine. Deci, peste 100 de ani, preoții vor predica tot din această Evanghelie, tot din Noul Testament și nu se vor epuiza cuvintele și învățăturile cât adâncime are acest izvor. Vă aduceți aminte ce a spus că samarineanca, vrei apă? Dar tu nu știi că fântâna n-are nici fune, nici găleată? La noi funea e Duhul Sfânt astăzi. Și apa Evangheliei, puterea Duhului Sfânt. Și găleata-i gura preotului. Dacă poate cuprinde, cuprinde. Dacă nu, nu cuprinde. Deci, ce spune la un moment dat poporul din cetate? Vă mai aduceți aminte? Nu credem în El numai pentru că ne-ai spus tu că ți-a spus viața ta. Și noi credem în El pentru că L-am văzut. Deci colindele au rolul de a ne convinge încă o dată că Hristos s-a născut în chip văzut, în chip material. N-a fost epopee literară, n-a fost mit, a fost realitate. Al minter n-ar exista un mormânt al lui Hristos, n-ar exista o sfântă lumină, n-ar exista o înviere, n-ar exista o taină a mântuirii, n-ar exista harisma, n-ar exista harul și n-ar exista Duhul Sfânt. Cultul nu este invenție. Mi-a plăcut odată când a făcut cineva o afirmație că toate religiile au un cult. Da, dacă citești în atlasul religiilor lumii, vei vedea că de la Adam și Eva, de la religia primordială cea lăsată de Hristos, toate religiile și-au tras rădăcina. Pentru că oamenii având aceeași speță de pornire în lume și plecarea, umplerea pământului, deci în rădăcina conștiințelor a rămas supremul Dumnezeu. Dar fiecare l-a înțeles în felul lui. Asta am mai discutat și nu vreau să mă repet. Deci El va mântui pe popor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ce s-a zis prin prorocul. Iată, Fecioara vei avea în pânte ce va naște fiul, eu am început. Cu asta nu mai repet. Cu noi este Dumnezeu, numele Lui Emanuel. Deșteptându-se din somn Iosif, ia să vedem unde am mai întâlnit noi somnul ăsta. Oare întâmplător scrie lucrul ăsta? Și vrând Dumnezeu să nu-l lase pe om singur pe pământ, l-a adormit într-un somn adânc, i-a luat o coastă și i-a făcut lui femeie, iar apoi l-a întrebat pe Adam, Adame, ce este aceasta? Os din oasele mele, carne din carnea mea, femeie se va chema ea. De ce adorme Iosif și are toată vedenia la nivel de vis și nu de realitate? Nu era pregătit ca Fecioara Maria să întâlnească un dialog cu îngerul, cum l-a avut copila la 13 ani, în templu, când îngerul i-a vorbit față către față. Ce fac copilașii mici? Dacă văd un câine mare, să tem de el? Nu, să bagă la el. Dacă văd o primejde, știu să o înțeleagă? Nu, să bagă la ea. Ei, Fecioara a fost obișnuită cu îngerii și cu lumea îngerească de când era copilă.
Noi azi, dacă am vedea un înger, fie că am cădea cu fața la pământ, fie că am tremura, fie că am muți, fie că ne-am spăimântat, n-aș putea să anticipez cum am reacționat. Dar sigur nu l-am întrebat, bă, ce faci, salut? Sub nicio formă. Ei, acest lucru l-a putut face Fecioara. Stai ușor, îngere. Păi dar cum îmi vorbești mie de zămislire când eu nu știu de bărbat? Oprește-te! Și ce îi spune îngerul? Nu te teme, Marie, Domnul este cu tine. Eu nu știu, eu mă spăimântez, a strigat ție, bucură-te, mireasă, purrea fecioară. Spune acatistul când citim acolo cântarea, taina, porunca cea cu taină. Dar știm un singur lucru, că îngerul îi explică fecioarei un lucru care nici fecioara n-are de unde să-l știe, dar îngerul l-a văzut. Duhul Sfânt va veni peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri și pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci asta n-avea cine să știe, decât numai îngerul care știa povestea discutată cu Dumnezeu. Te duci și împlinește asta. Ei, același lucru se petrece aici. O nouă imagine, o transpune, acolo vorbim de o transpunere în actul facerii, aici vorbim de o transpunere în actul restaurării. Spune așa, și deșteptându-se Iosif din somn, deci vorbim de somnul acela care nu și-l-a coordonat, s-a culcat că era obosit și voi bănuiesc că ați avut vise în viața voastră și când ai un vis înfricoșător te marchează că îl povestești și întrebi oare ce să însemne, când ai un vis frumos tu vii și spui am visat pe mama, pe tata, pe bunicul, pe bunica și ai starea aceea de bucurie sau uneori spui, domnule, am visat ceva ce m-a cutremurat, e ca un mesaj, dar nu știu să-l tâlcuiesc. Mi-a zis să ai grijă, sau fă așa, sau fă așa. Deci da, visele acestea au taina lor și sunt la îndemâna celor care știu ce este cu ele. Că dacă stăm să ne luăm după toate visele care vin, devenim visători. Oricum suntem visători. Important este să nu fim aviatori în timpul visului și să nu ne dăm seama când suntem înșelați. Dar visele au și o poruncă sfântă. Și a făcut cum i-a poruncit îngerul Domnului, deci își dă seama că e de la Dumnezeu îngerul, că i-a vorbit prea pe față și s-a trezit cu bucurie și a luat pe logodnica sa la el. Și aici pune punctul, și de aici nici eu nu vreau să vorbesc mai mult, pune punctul pe esență, pe esența nașterii. Și fără să o cunoască pe ea Iosif, deci încă o dată repetă evanghelistul, fără să o cunoască pe ea Iosif, și aici putem vorbi de 3, 4, 5, 6 cunoașteri. Întâi, valoarea Fecioarei Maria. Importanța Fecioarei Maria. Pentru că Iosif, până la urmă, nu știa taina. Atât, a odrăslit toiagul lui și a dat seama că e o chemare sfântă. Era temător și drept de Dumnezeu. Ca drept dovadă că avea îndoieli omenești, s-a îndoit de graviditatea ei, de sarcină. Îngerul pune la punct, îl aduce pe linia de plutire și de aici înainte spune, fără să o cunoască pe ea, nu știa că e divină, că e aleasă, că e dumnezească, că este personajul principal, eroul principal a unei taine, dar important este că el înțelege de la înger că toată grija este asupra Fecioarei. Și Maxim Mărturisitorul ne explică, această logodnă este spre înșelarea diavolului care căuta să spurce toate fecioarele Vechiului Testament să nu se întrupeze Hristos nicăieri. Nici din cum nu i-a trecut lui dracu prin minte că fecioara, fiind logodită cu un moș, mai are treabă. E familistă și cu asta basta. Dracu căuta fecioare, și el știe Scriptura. Le găsește azi în cluburi și pe unde vreți, tot fecioare strică de atunci. Și n-a cunoscut-o pe Maria până ce a născut pe Fiul cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus. De ce vorbește Evanghelia în încheiere? De Fiul cel unul născut. Pentru că nici până la Hristos n-a mai fost alt fiu și nici de la Hristos n-a mai fost alt fiu. Dar aici s-a făcut marea taina cunoașterii, dar asta va ține de sărbătorile împărătești, de când vom vorbi de Crăciun și mă reamintesc și iarăși mă reintroduc în aceeași idee. Spune așa, și Iosif n-a cunoscut-o pe ea până când a născut pe cel unul născut. Cum a cunoscut-o atunci? Iar vă pun întrebarea aceasta. Aș vrea să nu fiți naivi când întâlniți întrebări de astea legate de Scriptură, de Fecioară, de naștere, de toate tainele astea. Păi a văzut trei lucruri. A văzut cerul deschis. A văzut lumină mare. A văzut steaua.
A văzut cântând îngerii, i-a văzut pe magi cu daruri, i-a văzut pe ciobani care au venit și s-au închinat și au dus vestea peste tot. A văzut nașterea fără de durere, adică a trecut nebiologic, dacă vreți, prin fecioară, n-a trecut cu retenții, cu travaliu, cu povești. Și de unde mai știm? Când citim viața Maicii Domnului din cele trei vezi bizantine sub titulatura lui Maxim Mărturisitorul, dacă vă aduceți aminte, femeia care spală acolo pruncul, femeia cum este moașa care stă gata să ajute femeia la naștere, dă să atingă trupul fecioarei să vadă dacă copilul vine și îi seacă mâna. Ea se sperie și se dă la o parte, pruncul se naște și pur și simplu este pus în scutecele fecioarei, iar când ea bagă mâna în apă să spere pruncul, mâna se face la loc normală. Și de aici își dă seama de puterea și de taina minunii. Și vă spusesem acum câteva duminici, când un mare filozof, Salomiu chema, parcă nu mai mi-amintesc, un mare filozof s-a dus la un pusnic în pustie să-l ia cumva peste picior și îi spune, zice, auzi mă, dacă tot stai pe aici flămând și tot flămânzești și tot te chinuiești, știi că amneziile astea de foame dau viziuni. Nu ți s-a arătat și ție? Cum e cu fecioria asta, Maicii Domnului? Cine a mai văzut femeie fără să cunoască bărbat să nască și să rămână fecioară? Ce prostii sunt astea la voi în doctrina asta ortodoxă? De unde ați inventat? Și pusnicul îi spune, să ne odihnim puțin, zice, frate, nu te tulbura, să le luăm așa cu măsura lui Dumnezeu. Și zice, eu prea multe nu știu din ce știi tu, domnișorule, ești prea deștept, ești prea plin de carte. Dar știu un lucru, că spune Scriptura și Sfinții Părinți care au vorbit de ea, că e fecioară înainte de naștere și bate cu toiagul în piatră și pac, răsare un crin frumos și înflorește. Ăla s-a blocat, pusnicul era ceva firesc. Zice, știu că au mai spus cei care au vorbit de Fecioara Maria că era fecioară în timpul nașterii, adică pe momentul pornirii nașterii pruncului. Și iarăși lovește cu toiagul în piatră și iarăși apare un crin. Și spune că eu știu că a rămas și fecioară după naștere, altceva n-a ști ce să spun. Și iar lovește cu toiagul în piatră și iarăși mai răsare un crin. Și ăla înlemnește de tot. Zice, dar de ce înlemnești, frate, zice? Când ai să înțelegi cum au crescut crinii ăștia din piatră aici, fără pământ, fără apă, fără sămânță, fără să fie udați și îngrijiți, așa ai să înțelegi și cum a trecut cuvântul prin fecioară și s-a făcut om. De ce mă întreb tocmai pe mine? Deci, și pusnicul s-a dus în ale sale. Deci, ăsta este mesajul care îl avem de Crăciun și care cu darul Dumnezeu probabil o să-l vestească și acești prunci care cât voi ați ascultat predica, ei s-au strecurat și au ajuns aici cu instructoarea lor și o să auziți un mesaj frumos tot de Crăciun și de colin, prin care să înțelegeți că tainele sunt pentru suflet, pentru credință și pentru trăire, rațiunile sunt pentru atei, necredincioși și păcătoși. Amin.